Nici e, măcar. Nu, nici e o, măcar. Doar o viclenie. Doar titlul la ba, este o antologie, da. Antologie de poeme. Așa cum practică, da. De fapt, da. Colecția poeții da, români consacrat contemporani, ca sigur, practică antologii din, da. Din poezie. De altfel, noi am mai prezentat colecția da. În întregime sau parțial în emisiunile noastre, dar iată că acest volum face astăzi obiectul da. Discuției noastre, pentru că este și un volum care aruncă o lumină asupra întregii creații a poetului Cezar Ivănescu. Nu numai acesta va fi însă subiectul nostru, ci și volumul pe care nu am apucat să-l prezentăm la vremea lui, intitulat Pentru Marin Preda, care este, reprezintă debutul, nu? În proză da. Al poetului Cezar Ivănescu, volum apărut la editura Timpul. Domnule Cezar Ivănescu, formidabilă, sunteți îmbrăcat în mov. Da, am fac așa un test. Și la Gaudeamus. Da, fac un test. L-am văzut la Târgu de am Carte. Și la Târgu de Carte tot da. În mov îmbrăcat. Sper să-mi mai țină costumul ăsta. Da. Movul e culoarea dorului regal. Și am exprimat și la Târgu de Carte durerea mea, doliul meu, că nu avem România regat și majestatea sa nu e în țară. Sunteți monarhist. Sunt monarhist din tată în fiu și creștin, firește. Și am spus că sper să mă țină costumul până când se reîntoarce regele Mihai I în țară și România o să redevină regat, așa cum am fost, și se va în sfârșit împlini acea restituție in integrum de care vorbea și domnul Iliescu înainte de a pierde alegeri, dar el nu știa exact ce înseamnă. Înseamnă doar așa România să redevină regat în granițele ei, granițele României mari, de dinainte de pactul Ribbentrop-Molotov și dictatul de la Viena. Deci asta înseamnă restituția in integrum. România acum, regat și România amintat. Mare. Da. Să nu încurcăm emisiunea. Da, da, nu facem politică. Da, ne-am oprit aici, dar am vrut așa să dăm un gust, pentru că Eliot spunea, marele Eliot, că toate se leagă între ele, de la ritual la romanță. Acum am făcut și noi un pic de romanță politică și intrăm în ceea ce ne preocupă, literatura. Noastre literare, pentru că telespectatorii noștri sunt obișnuiți da. să ne vadă discutând da. Despre literatură și vreau să vă spun că nu regret faptul că m-am obstinat vreme de 2 ani de când susțin această emisiune să menținem dialogul da, cu interlocutorii noștri în limitele literaturii. Și eu apreciez, cred în valoarea... Sigur, și eu apreciez foarte mult acest lucru, dar de fapt să știți că nu am discutat acum politică, dacă e să intrăm în accepțiunea exactă a termenului, pentru că nici regele nu face politică, asta este deasupra politicii. Așa, și ca să intrăm în literatură. Eu v-aș completa lista celor două cărți prezentate. Da. Eu am tipărit anul trecut 4 cărți, deci într-o ordine oarecare, Pentru Marin Preda, la editura Timpul din Iași, director Casian Maria Spiridon, apoi această antologie Rosarium, la editura Helicon din Timișoara, director domnul profesor Ioan Iancu, apoi această prima antologie a mea în engleză, e o antologie română-engleză de fapt, ROD, la editura Cogito din Oradea, director poetul Ioan Țepelea, și în finalul anului, înainte de Crăciun, poetul și prietenul de viață Nelu Ancea, un mare editor după opinia mea, deși fără bani și nesusținut de nimeni, mi-a tipărit în timp record, cam în 2 săptămâni, această antologie de 500 de pagini, care poartă titlul La Baad, pentru că am vrut să mai fac un dublet la cartea mea tipărită în 79, dar anunț în bibliografia acestei cărți, anunț pentru anul 97, intenția mea de a tipări în întregime această carte, care conține 2500 de pagini și vor fi probabil 4 volume de câte 600 de pagini. Editorul care se aruncă este bine primit. Să vedem cine are curaj să tipărească o carte de 2500 de pagini. Eu ofer în sfârșit unui editor, ca și alte proiecte pe care le am pentru anul viitor. Da. Sper să ajungem și la ele. Am vrut să fac aceste mențiuni apropo de toate cele 4 cărți și, deși eu nu am fost obișnuit cu festivismele care se purtau pe vremea lui Ceaușescu, toți vreau să fie sărbătoriți de ziua lor, unii de moartea lor înainte de a muri și așa mai departe, eu anul trecut am plinit și 55 de ani și doar 3 reviste românești, Panteonul, de la Piatra Neamț, condusă de Daniel Corbu, Calendele, de la Pitești, conduse de Dumitru Augustin Doman, și
recent contrapunctul condus de poetul Ioan Vieru mi-au dedicat niște numere omagiale, ca să le spun așa, deși eu nu prea intru în accepțiunea acestui termen de omagial, am promis să nu mă clasicizez în timpul vieții. Aș vrea să ne oprim puțin la acest număr din contrapunct. Contrapunctul, așa cum ne-a obișnuit, își axează numerele pe o temă sau două, una din cele două teme pe care le-a propus în acest număr este o trecere în revistă foarte interesantă a Revoluției Maghiare și cealaltă jumătate, de fapt prima jumătate, dedicată poetului Cezar Ivănescu într-o variantă foarte surprinzătoare pentru un cititor. Da. Se spune acolo un text cenzurat. De da. Ce este cenzurat? Cine vi l-a cenzurat? Cine? Editorul, firește. Eu consider că e deja pentru mine un mare câștig. Până acum mi se cenzurau textele fără să menționeze acest lucru. De această dată, minunatul poet Ioan Vieru a fost de acord să-mi tipărească cam o treime din interviu, menționând că e vorba de un text cenzurat, zice dumnealui foarte amuzant, fragmente la fel de provocatoare dintr-un text cenzurat. E adevărat că și ce e tipărit și ce e netipărit e la fel de provocator și de scandalos. Dar consideră încă un mare câștig, trebuie să o spun însă cu toată durerea, că la ora actuală doar am să menționez aici niște mulțumiri gentilului și eminentului prozator și eseist Octavian Paler, că mi-a făcut o invitație să pot tipări și eu în presă niște articole la România Liberă, cât de curând. Eu nu am o revistă în care se pot publica încă liber în România. Revistă ca atare. Toate mă cenzurează, fără să menționez acest lucru, textele mele ca și ale altora despre mine, ca pe vremea lui Ceaușescu, cu nimic mai schimbat. Da, această carte pentru Marin puțin, Preda... Că ceea ce spuneți este extrem de grav. După 7 ani de când... Da, după 7 ani de teroare. Că eu consider acești 7 ani mai răi decât perioada ceaușistă, dacă vreți opinia mea, ca să nu discut politică, ci păreri literare. Cred că a fost mai rău ca în perioada ceaușistă. Pentru mine, cel puțin. Din punctul de vedere al libertății de expresie? Exact, exact. În perioada ceaușistă... cel puțin erau tăiate aluzii politice, sau mă rog, să știa exact ce nu se poate tipări. Dar nu se făceau comploturi și încercări de asasinat, cum s-au făcut în ultimii 7 ani. Eu consider, de altfel, arunc această provocare tuturor editorilor din România, care sunt patroni particular, că ăștia de stat n-au putere, să încerce să tipărească cartea mea la care scriu 45 de ani de dictatură și 7 de teroare. Cine are curajul să publice această carte, felicitările mele, ca să vadă ceea ce vreau să demonstrez. Acești 7 ani, ultimii au fost 7 ani iacobini de teroare, în care teroare neocomunistă și securistă, în care vechea putere, vechii oameni ai puterii, mascați acum sub sloganul democrației, au fost mai feroci decât în toată perioada comunistă. Așa consider eu și opinia mea va fi păstrată, nu a lor despre mine, a mea despre ei. Să înțeleg că această chestiune o considerați ca pe o agresiune asupra libertății de expresie a scriitorului român? Absolut. Generic sau a scriitorului Cezar Ivănescu? A scriitorului român în general și a mea în particular. Firește că nu toți sunt Cezar Ivănescu, bineînțeles. Că cei care au fost dispuși să uite totul și să șteargă totul cu buretele și să-și ierte jigodiile care au torturat și au chinuit sub comuniști, au fost bine primiți, de altfel toți pupătorii în Piața Independenței sunt bine primiți totdeauna. Însă cu mine așa s-a procedat. Eu, dacă am să tipăresc această carte, o să vă fac această demonstrație. Așa cum, în această toamnă și iarnă, am încheiat cartea care se numește Timpul Asasinilor, cartea despre Labi. Și am scris-o împreună cu Stella Covaci, văduva marelui traducător Aurel Covaci. În această carte demonstrez ceea ce mulți știau până acum și nu au vrut să mărturisească. Labiș a fost asasinat. Și eu fac această demonstrație că a fost asasinat politic, literar, moral, existențial, ultima instanță. Așa. Fac această demonstrație. Nu se putea ca până acum, până la această clipă, cineva să spună adevărul despre Labiș? Se putea. Dar au fost plătiți, au dat semnături la securitate și au păstrat și au camuflat adevărul despre acest singur mare înaintaș pe care îl consider eu în poezia românească. De Nichita nu sunt legat
sufletește sau spiritual. El vine într-o continuitate oarecare. Labiș este cel pe care îl urmez eu în poezia română. Și am avut această dorință să spun adevărul și iată că se poate spune. Dar după 7 ani de zile, ca și adevărul despre Preda, ne